noi o să mergem un pic pe la standurile de la producători. Vă mulțumim. Felicitări pentru toată lumea că ați participat și ați venit. Să rămână. Aici aveți doi producători din Bicaz. Cu produse, dacă observați, de la murături și pită, până la sărmăluțe cu hibi. Da. Așa. Uite, văd că aici să mănânci. Păi nu că așa se ajunge în rai. Cu sarmale de hribi și cu zacuscă de porc. De porc. Și plachie. Bun. De pește. Ai văzut? Plachia de pește. Noi ce să vă spunem? Vă felicităm. Sper să aceste produse să le băgați într-o cooperativă, să puteți să le valorificați. Da. Mult mai ușor. Ne-am gândit, da? Și la asta pentru viitor. Din partea noastră, o diplomă de felicitare și amănuntele mai discutăm după. Aducem, să reamintim că doamna reprezintă și gazda, da, unde Dora, unde suntem aici, înlocuiește, fiindcă ei îți plecați dincolo, sunt niște oameni deosebiți și o locație realizată superb. Ne bucurăm că ne-ați ales pe noi și la anul o să fie sau peste 2 ani fain. Mai bine. Aceste fete scrie aici că din orașul Bicaz, dar până la ele pleci cu două pâini și rămâi cu una acolo. Nu-i chiar așa. Îți de la Secu, normal, Izvorul Alb, Baicu, ziceți acolo, pe Baicu, da. E zona Baicu, dar până la Baicule, mai, că spre exemplu, de la Nistor până la Baicu mai mănânci o pită. Aia e. Acolo la el întoarce uliu, vă spun eu. Acolo. Sunt niște oameni din munte, crescuți. Vorba de orașul Bicaz, da? Și sate care sunt arondate orașului Bicaz, la care aproape în totalitatea lumea uită că mai sunt și aceste sate, care sunt niște nuclee de oameni gospodari cu totul și cu totul deosebite. Într-adevăr, în munte, în munte, la Secu, acolo, dacă duci în munte, în munte, cad pădure, pădure pe ei. Deci, vedeți și aceste roșii sunt realizate în satul Secu, care e la poalele muntelui Ceahlău. Da? Uitați, astea sunt gospodinele, e președintă de Asociație de Crescători de Animale, vicepreședinte de Asociație de Crescători de Animale, inginer agronom și domnul director de la API, așa, doamna cofetar de la satul Secu. Deci, suntem copleșiri. Deci orașul Bicaz e la înălțime, domnul Sălăgean. Asta am înțeles. Orașul Bicaz e un oraș mic, dar cu ambiții foarte mari și lucrul ăsta nu vrea să-l înțeleagă multă, multă lume, din păcate. Aveți dreptate și mă bucur că v-am întâlnit. Păi da, ne știm de o viață. De când eram tineri, de mai ales dumneavoastră. Tineri, exact. Da, și dumneavoastră. Ei, au venit cu produse, toate le culege din zona asta de munte de la noi și numai că sediu figurează acolo, dar stupinile le-au peste tot aici. E o mere naturală certificată în dublu stand. Adică și la București și la Iași. E o mere, să știți. E ok că s-au mai gândit să facă și altceva. Înțelegeți? Felicitări! Bună ziua! Bine ați venit! Felicitări, domnule director! Mulțumesc frumos! Nu știu dacă știați. Dar unde ține nevasta? Nu prea ai curaj să o aduce, e viața lor. E viața lor această treabă. Aici suntem producătorii dintr-o cooperativă. E cooperativa Vitoria Lipan. Avem și acolo băieții la Borca și împreună cu noi am făcut o cooperativă din 5 membri fondatori care sunt crescători de bovine și de oi. Fiecare are grădinuța lui acasă și ca atare și avem printre noi și un producător din mierii de albine care crește albine. Îi tatăl lui Mihaela. Mihaela lucrează la noi la GAL, dar se implică inclusiv ea în această activitate. Din coace, doamna Cernat, dar s-o terminat prăjiturile, Halit, toate. Au fost foarte mulți consumatori aici, vizitatori. Știți că am două muestre, din fiecare.
Au fost mulți vizitatori. Excelenți de mulți. Aici avem terenea de vacă, cașcaval de vacă, brânză maturată de vacă și țuică vinuțul. Vinuțul îl facem așa, mama lui. Că nu merge. O să vedeți. Strugure nestropit. Pe lângă faptul că sunt extrem de frumoase, dar sunt și niște gospodine pricepute și le felicit. Felicitări, dragilor! Nici o problemă. Avem timp până de seară. O să le mai dăm și... Felicitări pentru diplomă și pentru... Mulțumesc din suflet! Mulțumesc că colega mea este un ajutor de nădejde. Mulțumesc! Și echipa noastră chiar și-a făcut treaba. Mulțumim din suflet. Cine e șeful în echipa dumneavoastră? Doamna manager, Laura Ionel, da, și domnul președinte Cernat Ioan. Corect. Haideți să trecem acolo, că sunt tot din cooperativă. Atât familia Dahon, cât și familia Anastasie, împreună cu Cernat și mai suntem încă doi membri, am înființat această cooperativă, Victoria Lipan. Suntem crescători de bovine și oi și capre, tot ce există la noi găsiți, dar o creștere controlată, o creștere, adică lucrăm pe, avem anumite standarde. Ne-am ridicat ameliorare de specie, avem vaci bălțată românească duse la nivel superior, au oi aduse, au făcut încrucișări cu Sibiu, cu Bistrița, e o boală întreagă pe această treabă. Problema asta e lipsa forței de muncă și suntem nevoiți, adică aceste evenimente să le facem printre picături. Aici sunt doi tineri. I-ați văzut, nu? Felicitări și acum 2 ani. Voi stați acolo lângă iazul ăla, nu? Nu? Sau mai unii mai stați? Da, acolo, nu? Am zis eu. Voi ați fost și pe dincolo. De acolo ați învățat, nu? Acești copii tineri au fost plecați. Au venit, au investit și vă dați seama, trebuie să-i ajutăm, să-i scoatem, să-i promovăm. La noi e foarte greu să-i convingi să intre într-o asociere. E foarte greu. Fiindcă așa s-o crea la noi psihoza asta. Toată lumea este un host. Nu mai e. Nu mai e. Ce să vă zic? Felicitări. Au niște brânze. Sunteți scriși în vreo asociație? Să știți că este foarte important să fiți membru într-o asociație, aveți posibilitatea să ieșiți pe piața românească, să vă vindeți produsele. Păcat că nu aveți această deschidere. Într-un segment mai mic nu aveți aceeași posibilitate ca atunci când sunteți în marea familie a asociațiilor. De aceea aveți nevoie să vă consilieze. Dumneavoastră, revin la dumneavoastră, domnul Cernat, să determinați oamenii, dar venind cu argumente plauzibile, unde sunt punctele tari, unde sunt punctele slabe. Trebuie să cunoască acești oameni astfel încât să fie determinați să poată să intre pe piața românească, astfel încât să-și vândă produsele muncite cu trudă, produse ecologice de maximă calitate și, așa după cum v-am spus, ne dorim cu toții să consumăm produse tradiționale românești. Doamna senator, în 3 ani de zile s-a reușit modificarea care personal, împreună cu Radu Rei și Lazar Latu, am lucrat la modificarea legii cooperativei. Fiindcă cum au fost croite, era fostul CAP. Fugeau ca dracu de tămâie toți. Atâta război am avut pe timpul lui Achim Irimescu. I-am trimis note de fundamentare cu dezvoltarea pe orizontală, verticală, cum s-a dezvoltat prin cooperativă. Întâi am fost luat în râs când a venit domnul ministru Daia. Domnule, altfel, altă opțiune, altă viziune are omul ăsta. Și ne-a spus, a scos cooperativele cum trebuie. Într-un an de zile am făcut 3 cooperative. Vă spun, puține zone au 3 cooperative. O să vedeți cooperativa la Hâșmaș. Cooperative tare, adică cu oameni care știu ce vor. Acesta este viitorul. Modul acesta de organizare în tocmai. De asta zic. Este viitorul agriculturii din România. Avem nevoie, de asta vă spuneam, de niște norme de aplicare a legii. Că legea e de 3 pagini și normele de 35. Acolo te omoară și îți găsește virgulă, punct, virgulă, punct și ai murit. Eu am făcut o fermă nouă astă toamnă. Atâtea documente mi-au trebuit, dar parcă făceam un combinat chimic. Am crezut că eu razna. Nu se poate. Și în Austria, când l-am întrebat, îi zic, da ce? O să că n-am nimic. Cum n-ai nimic? O să că eu mi-administrez în curte ca fermierul, turistul să se simtă bine. Noi vă mulțumim. Merită și diplomele dumneavoastră. Felicitări. Mulțumim mult. Numai bine.
Ce se întâmplă? Sunt ucenicii dumnealui. Un om deosebit. Dacă vreți să vă și prezentați. De la Liceul Tehnologic Pipiric. Avem elevi la Seral, au fost elevi la școala de ucenici de arte și meserii, cum era mulți ani în urmă. Băieți au lucrat, s-au ținut de meserie și uitați ce produse frumoase realizează. De mâna lor. Din mâna lor. O să vedeți și în standul de la liceu, o să vedeți și acolo băieți începători care deja sunt anul 3 la liceu, vedeți ce lucrări realizează și ei. Școala de meserii, cum era pe vreme. Că nu toată lumea poate să facă două facultăți. Și le mai face și degeaba alții. Meseria brățară de aur. Și vă felicit că ați reușit să șlefuiți acești oameni ca să poată să ajungă să sclupteze în... În regiunea, în 15 comune, nu am decât pe ei. Și nu mai avem un Ferrar. Felicitări. Aici e tot la dumneavoastră. Da. Colega dumneavoastră, doamna Iulie. Un alt tânăr, Popa Dumitru Dănuț din Pipiric Neamț, nu? Da, tot la fel, ucenic al Liceului Tehnologic din Pipiric, absolvent al liceului, și un ucenic al domnului inginer, care s-a ținut și vedeți ce este pe mâna lui. Domnule, felicitări! Și asta să știi că la orice expoziție care o avem noi producătorii de brânzeturi și carne și ăsta, poți să vii oricând, o să te luăm cu noi. Înțelegi, să fiți promovați? Fiindcă... Cum vă vindeți aceste produse? Păi, spre exemplu, noi am cumpărat acum 11, nu? 11 am luat la voi, noi sau 20. Da, da. În general, cum vă puteți... În târguri. Ține venituri de pe urmă la ceea ce faceți? Păi mai avem și alt job, asta e mai... Asta e așa cu la da. Frumos. Felicitări. Oh. Patronul liceului nostru tehnologic, tot realizat de împreună cu elevii care i-am în liceu. Extraordinar. Elevii au făcut așa ceva? Da, da, tot e lucrat de elevii de la liceu. Ia uitați. Și foștii elevi care i-am avut, tot timpul colaborăm. Deci avem o bună colaborare și în momentul de față. Ei fac și sculpturi bisericească, poate s-a observat acolo, deci lucrează într-un ritm așa, mai multe modele, într-un ritm mare de... mai multe modele de... Domnul inginer, ce să vă zic? Mulți ani și buni să-i aveți și să-i duceți și cât mai mult să apară ca acești tineri. Pe lângă ceea ce dumneavoastră știți, sunt crescător. Femeier. Are 200 de oi. Dar astea sunt umbre, cum se spune, adică... Nu. Asta aici, o să trebuie. Sculptând în lemn, cred că vă relaxați mai mult. Da, da, e posibilitatea să vă descărcați de problemele cu care vă confruntați în tot ceea ce înseamnă crescătoria de oi sau corect. Da. Da, de animale. Sunt tradiția și la noi, la Pipiric, pentru că a fost o comună frumoasă, mare, cu știți, și este, o cunoașteți. Este. Și o comună super. Și care te bazezi pe? N-am vrea să dispare obiceiul ăsta de creștere animalelor. Tineretul, dacă nu-l încurajăm, nu pleacă și da. Dispare. Încă o dată vă mulțumim, domnule inginer. Ne vedem astăzi. Aici este un festival al bucuriei, dar să nu uităm niciun moment că este și un festival al muncii. A unei munci extraordinare acestor oameni, fermieri, agricultori de pe Valea Muntelui, care... așează pe mesele noastre bucate dintre cele mai gustoase, cele mai bune, pentru că aici, în cadrul acestui festival, putem vorbi și despre o cultură a gustului nostru românesc, a ceea ce înseamnă mâncarea noastră bună, hrana noastră bună, care ne-au crescut copii frumoși și ne va crește copii frumoși dacă vom avea grijă să finanțăm, să stimulăm fermierii, să ne acordăm niște subvenții ceva mai mari decât s-au dat până acum.
Deci ține de o anumită luptă, dacă vreți să iasă în Parlamentul României, ca legislația să fie mai permisivă, ca normele aplicare să fie mai permisive și să facem clar un raport între ceea ce înseamnă munca fermierului cu produsul lui finit, cu produsul lui natural, care îl scoate pe piață, și ceea ce rămâne ca profit. Pentru că dacă mergem pe ideea că el trebuie să muncească din zi în noapte și uneori poate și la 3-4 dimineața, și ceea ce expune ca produs și se duce să vândă ca produse pe piață, nu a ieșit nimic din toată munca lui, îi pierdem pe acești oameni. Sunt flori rare la această oră. Noi încercăm să dezvoltăm niște programe, niște proiecte pe care, sigur, la nivel guvernamental sunt astea, dar iată, ce obțin din punct de vedere al Consiliului Județean, urmărim cu atenție ce... Vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Asaf. Județean, și e normal să urmărim cu multă atenție ceea ce se întâmplă în județul nostru, cel puțin, dar bucuria ar fi și mai mare să vedem că pozitiv se întâmplă în fiecare județ al țării, pentru că însumate toate înseamnă dezvoltarea României. Lângă dumneavoastră sunt consiliere... Domnul subprefect. Bună ziua, bună ziua. Vasilie Nache, consilier local la Giro. Iulian Luca, consilier județean. Sunt echipa mea de la ALDE, începând pe domnul subprefect, care sigur care nu face politică. Cetățean, persoană publică. Un cuvânt de al dumneavoastră. Cum vedeți? Am văzut și în partea oficială. Cum susține guvernul? Apropo de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, vreau să-l felicit pe domnul președinte pentru modul în care a organizat acest eveniment. Spunea dânsul ceva de partea de legislație vis-a-vis de abatorizarea bovinelor în abatoare mobile. Vreau să-l invit pe dânsul și reprezentanții galului dânsului la niște discuții, mai ales că meseria mea de bază este medic veterinar și aștept la instituția prefectului să discutăm. Legea este perfectibilă, deci am putea poate face niște amendamente și am putea schimba ceva să-i ajutăm pe producătorii locali. Am înțeles, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Ce succes în munca dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Noi spunem... Da. Drăguță, știi ceva? Iar să mai zic eu, iar să mai spun povestea care ce ai spățești dincolo? Când o să ajung eu înainte, cu vreo câțiva ani? Eu zic că nu. Asta să nu o dai. Nu. Asta să nu o dăm. Să nu o dai. Rămâne la arhivă. Oricum, ești o parte distractivă aici, nu numai promovarea. Vă rog. Aici avem Cooperativa Hășmașul de Muc. Hai, vin încoace. Sunt niște băieți deosebiți care noi colaborăm pe linie de creștere a animalelor de mult, din Asociația Crescătorilor de Taurini. Ei, s-au unit într-o cooperativă și, dacă observați, se cunoaște pasul înainte care l-au făcut. Bun. Sprijinul enorm. Al avem aici și pe Teo și ceilalți. Să rămâne. Mi-a părut bine. E un om deosebit. Bine a venit de Mucu, domnul primar. De Mucului. Teo cu sprijinul. Bine ați venit la de Mucu. Bine ați venit. Eu acum am venit cu întârziere un pic. Am văzut. Ca atare, o să vedeți produsele. Aș vrea să trecem un pic pe la standurile produse ale lor, să vedeți cam ce... Și plus de asta, avem un proiect, un abator și un centru de prelucrare la Cooperativa Hășmașul. E greu, dar au curajul și au sprijinul și am spus, nu ne lăsăm până nu-l facem. Vrem să ne facem, de asta v-am spus, vrem abatorul mobil cum trebuie, nu, ăsta îl facem acum, dar vrem cum trebuie. Cum e în toată lumea? Asta. Domnul subprefect vă așteaptă pentru corectarea legii. Ceva din lege, da? Poate schimbăm ceva. Dumneavoastră veniți cu propuneri. Legile le modifică Parlamentul României. Noi încercăm să facem niște propuneri. Așa, face dialogul. Iată, constructiv e dialogul. Bine, acum voiam să pun o întrebare domnului Teo. Care sunt avantajele pe care le are pentru că face parte din această cooperativă? Păi, deocamdată nu vorbim prea mult de avantaje, că de-abia suntem și noi la început. Cu avantaje sunt cam puține. Deocamdată să vedem, pe parcurs o să fie... Băgăm bani, pompăm bani, înțelegeți că... Investiți se cheamă. Pe românești, investim. Investim, dar noi sperăm într-un an, un an și să vadă rodul investiției. Cam așa o să mai dureze.
Bun. Aici ce, ce să vă mai arăt? Tot la cooperativă de la Hăjmașul de Muc? Ia uitați! Cei mai mari profesioniști pe care i-am cunoscut. Felicitări, maestre! Și-au adus meseriașii, care sunt niște oameni deosebiți și să... Ia uite! Uitați-vă aici! Doamna, doamne senator, numai să vedeți, domnule, ci, domnule, numai a gust-o cât e de bună, domnule, păcatul se iartă de la mine. Haideți să nu mai invităm no. păcatul, că despre asta este vorba. Dar o să mergem la masă și o să consumăm. Uitați, la fel, un tăuraș cum o trebuit, dincolo, un berbecut. Și zi-vă două zile, nu? De dimineață doar, două zile au stat la baiță animalele. Felicitări, mă bucur să vă reîntâlnesc. Da, v-am văzut în mai multe locuri și sunt onorat. Da. Am venit să susținem producătorii locali, să le punem în valoare produsele. Altfel, nu pot să iasă cu ele în piață decât prin acest mod, unul din moduri. Preparate sau direct la Prusav. Felicitări! Vă mulțumim! Ce se vede, doar să toate persoanele care aparțin de cooperativa comunității. Au venit și dânsii cu produse, ce au avut și dânsii, uitați, chiar se vede, cu un pic de zmeură, cu un pic de cătine, cu un pic de mure, cu afine. Cooperative, ăsta au venit cu fructe, ăla au venit cu miere de albine, absolut, da. Asta înseamnă o cooperativă, produsele să le aduci și le pot valorifici. Asta e rolul cooperativei, iar rolul fermierului să crească, să producă, să nu mai aibă altă grijă. Adică să-l grevezi de cealaltă griji. El știe atât liniștit să producă. Rolul cooperativei să ocupe de rest. Ca ce se poate servi la producătorii comunei de Muc? Cam asta se vede, ce se vede aici. Pătrunjel Creț. Da. Îi merge foarte bine în zona de munte, la Pătrunjel, Lucreț și în general, mai ales dacă e ploios, îi super. Iar acolo, Teo, ce poți să ne arăți? Uitați ceea ce se vede acolo. Avem un cârnaț de oaie picant, avem o pastramă uscată de oaie, o slănină de mangaliță, o slănină de asta de-a noastră, Marele Alb de Purcel. Mai avem niște cârnați de porc care tot așa picant și normal. Asta deocamdată, cam produsele astea le puteți să le facem cu condiții care le avem la momentul actual, că le facem în gospodăria proprie. Ca de acum încolo, dacă reușim acum cu proiectul ăsta care l-avem acum cu Galu, și o să reușim să rezolvăm și cu, și cu abatorul ăsta mobil și cu carmangeria care e în curs de desfășurare proiectul, atunci o să vinem cu alt fel de produse, cu alte tipuri, deci o să fie cu niște rețete proprii. Deci astea tot autohton. Ce putem produce la momentul actual? Mai mare. Da, deci cam astea sunt. Asta înseamnă cooperativa. Ce se urmărește în sensul acesta este să, ca producătorul să nu mai fie interesat și preocupat de altceva, decât să producă. Și pe ceilalți să îi lăsăm să găsească piață de desfacere și să gestioneze, da? Ca să... Ia-o. O ții acolo, pui. Mult. Tot așa. Asta e pentru cooperativă, asta e pentru pensiune. Aici avem de la Grințieș, în cooperativa Ceahlăuz, înscriși băieții. Ea e șefa, dar vine asistentul, unii e și asistentul, vin încoace. El e în ceată. Cu produse de la noi din zona de pe Valea Muntelui, Valea Bisticioarei. Un mare specialist în balmuș. Da, balmuș și câte și orice face, gogoș, ce vrei. Și mămăligă știe să facă. Știe să facă mămăligă, domnule, aia e important. Bun. Dar ce vezi acolo la oală? Gogoș. Gospodina, nu? Nu, mulțumim. Mai la final de zi. Venim la balmuș. Felicitări. Mulțumim, vă așteptăm la balmuș. Am văzut rețeta dumneavoastră la agenție și mi-a plăcut. Felicitări! Cred că v-ați văzut și la televizor. Da, o emisiune reușită, foarte frumoasă. Din cauza că bucătarul e bun. Din cauza și prezentatorul, cine mi-a ținut microfonul. Mulțumesc. Extraordinar, știi ce talent. În zona practică, unde face balmoș, face gogoș și nu spune gogoș. E foarte important, nu spune gogoș. Dar cum ne spune?
Păi nu spune că e om practic, om gospodar, uite de aici. Așa. Ia uite, doamna, doamna Seată, o tocăniță din miel. Doamne. Păi da, da, s-o mânca până acum. A venit toată primăria aici. La... Oh. Ăsta e gol! Vai, doamnă, dar ia uite. Ia uite, bă, rău, vă stea. Uitați un pic la noi, că... Ei, scoate la suprafață, să vadă lumea. Ia uite, ce minune. Ei, e o tăcăriță din miel, e din miel. Cine doi mei o tăiat, mei, nu noi. Cine povestește, domnul? Da, o tocăniță originală din cheile bicazului, din carne de miel, care numai la noi în zonă se face. Și o tocăniță, totul e natural. Crescut mielul pe pășune naturală, natural totul și altceva, deci poftă mare în continuare. La tocănița asta, la ceaun. Domnul primar știe cum se face. Domn primar... Am specialistul lângă mine, e cel mai cunoscut. E pășunea comunității. Da, mănâncă toată lumea, de asta nu pățin nimeni nimic și trăiesc mulți ani și bun fără reparații capitale, da. Produse tradiționale din cheile bicazului. Și nici nu-și uită gustul. Nu-și uită gustul, să știi. Da. La fel aici ați produse... Da, 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 obligatoriu, nu-ți dai seama că... Leșin dacă nu. Rămâne și dumneavoastră pâine tradițională, cozonac tradițional, făcute... fără amelorături, fără făcute, cum se făceau pe timpul. Uitați-vă și dumneavoastră. Pâine făcută cu maieuă, nu cu câte sunt ziua de astăzi, deja suntem plini de euri și așa mai departe. Pită și tocană și carne care sunt tradiționale zonei noastre. Și o pălincă și cu un pahar cu vin și întreb de ce la Bicaz Chei crește natalitatea, de aia. A crescut natalitatea, domnul primar, nu? Crește. Aveți copii mici, adică elevi la școală? Avem copii, avem în jur de 500 de copii, ne mândrim cu ei, cu părinților, comunitatea stă bine din punctul ăsta de vedere. Și domnul primar, nu se trage de la ceaunul ăsta și de la... Păi și ceaunul spune cuvântul, să știți. Carne de oaie și miel afrodisiac. Corect! Deci mai spuneți odată cum e? Afrodisiac, carne de oaie și miel afrodisiac, deci e foarte... Și natalitatea exact. Și domnul primar are copii suficienți. Aer curat, totul natural și așa mai departe. Asta crește natalitatea în comuna Bicaz Chei. Pe lângă frumusețea fizică pe care o vedeți aici în jurul dumneavoastră. Echipa domnului primar de la Bicaz Chei. Sunt și niște oameni extraordinari, gospodari, frumoși la chip și suflet. Și ia uitați-vă ce produse rezultă de pe mâna lor. Fericite doamnele pe care le-au acasă. Da, 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 da. Vă mulțumesc să trăiți. Felicitări. Vă mulțumesc să trăiți. Domn primar. Tot lui, el e tot iar. Ia le! Mă! Vă mulțumim! Bine, mi-a dat să-mi iau un bol, da, serios? Apropo de ce spunea domnul bucătar aici, adică o mâncare bună, și acum o să completăm cu vorba poetului. O sticlă de vin, o carte și o femeie, doamne, dacă nu-ți cer prea mult. Domnule Vasile Nica, sunt onorat să vă întâlnesc aici, sunteți președinte legalului Ținutul Zimbrilor. Am fost la întâlnirea dumneavoastră de bilanț și una specială chiar, pe care am apreciat-o și am difuzat-o pe postul nostru de televiziune. Câteva gânduri despre confrații dumneavoastră, dar și despre ceea ce înseamnă importanța, că astăzi a fost o întâlnire a Federației Galurilor din zona muntoasă. Da, bună ziua, bine ați venit și ne-am reîntâlnit. Da, a fost o conferință dimineață privind implicarea galurilor a Federației Naționale în proiectele pe care le scoate în rulare Forumul Montan. Pentru că știți, după apariția legii muntelui, s-au alocat destule surse. Nu știm dacă anul acesta vor fi lansate care să fie și finanțate, dar este un început și noi care avem în gal și zona montană, avem 4 comune din zona muntelui, sperăm să putem fi parteneri pentru Agenția Zonei Montane. Vin cu drag la târgurile Gal Cearlău. E un prilej de experiență, de schimb de experiență și să explicăm oamenilor că suntem în beneficiu sau că venim în favoarea lor cu proiecte ușoare de accesat, numai să fie bine formulate și pasul pentru modernizare este mai scurt prin galuri decât prin celelalte fonduri naționale, să zicem, de dezvoltare. Vă mulțumesc, succes!
Mulțumesc și numai să ne auzim numai de bine. Dragă, mulțumesc că n-ați fost în lume, dragă. Bună vreme, bună ziua, lume, dragă. Mulțumesc că n-ați fost în lume, dragă. N-ați poftit la voi în casă și n-am alunat la masă. Să petrecem împreună cu Petric și voi în pune. N-ați poftit la voi în casă și n-am alunat. Să petrecem împreună cu cântec și cu oie bună. Fac aici cu drag cântare, lume dragă, pe zile sărbătoare, lume dragă. Fac aici cu drag cântare, lume dragă, sărbătoare, lume dragă. Bucuros eu cântat lume, ca-n frații lângă mine. Și surorile de-a dreapta, în față mama și tata. Bucuros eu cântat lume, ca-n frații lângă mine. Și surorile de-a dreapta, în față mama și tata. Aproape lume dragă, inima mea tare bate, lume dragă. Când și dragă i-am aproape, lume dragă, inima mea tare bate, lume dragă. Și-am să cânt cu veselie, lumea așa să o știe. Fratele, frate rămâne, și la greu, dar și la bine. Și-am să cânt cu veselie, lumea așa să o știe. Frate, frate, rămâne și la iuda și la mine. Când te cul la mâne ține lume, dragă, tot aproape lângă mine, lume, dragă. Când te cul la mâne ține lume, dragă, tot aproape lângă mine, lume. Să ne ajute Dumnezeu, tot așa să fim mereu. Cu surorile și frații, să nu ne descartați. Să ne strângem la părinți, ca și frații sus comunți. Toate drăguri să sună, că să domnule Iulian Găină, domnule primar al comunei Tarcău, felicitări! Am dansat cu toții, cu ansamblul dumneavoastră, premiat și cu turneu și cu prezență pe Coasta de Azur. Câteva lucruri despre copii și despre ceea ce faceți dumneavoastră în comuna Tarcău, județul Neamț. Cred că sunt multe de spus, dacă mi-a spus să spun despre Tarcău, dar în ultima perioadă am reușit să implementăm și să-i atragem pe copii spre a nu pierde tradițiile, că a pierde tradiția înseamnă a pierde istoria și este păcat că mulți dintre locuitori încă nu mai sunt aplecați spre așa ceva. Acum 4 ani am hotărât să înființăm acest ansamblu, cu greu, cu costuri enorme, dar am luat în considerare că cei puțini ajunge întotdeauna și cei mulți se termină repede. Din puținul pe care l-am avut, am înghebat un ansamblu de elită, spun de elită pentru că prima participare a fost internațională, a fost invitați la festivalul de folclor internațional desfășurat pe marea scenă de la San Remo. 5 spectacole s-au dat pe toată Coasta de Azur, Monte Carlo, Nisa, Diano Marino și cred că mai pierd din orașele pe care am fost, Cannes, și nu întâmplător spun asta, pentru că sunt niște orașe deosebite și prezența noastră cu copiii și cu folclorul, cu ținuta impecabilă, tradițională și cea strămoșească,
am dat o notă de eleganță, o notă de tradiție și am fost răsplătiți pe măsură. Adică o surpriză cea mai mare pentru mine și pentru copii, la prima participare internațională să venim cu trofeul festivalului de la Sanremo. Apoi s-a îngrijit cei care ne-au văzut și ne-au apreciat la un festival din Waterloo să ne invite și în anul următor și cu bunăvoința unor europarlamentari români. În cursul lunii decembrie 2018 am dat spectacol în sala la Uniunea Europeană sau unde? Da. La Bruxelles? La Bruxelles, în Camera Comunelor, în Consiliul Europei și în Parlamentul European. Foarte frumos. Alături de un spectacol de colinde care l-am dat în Catedrala Ortodoxă Sfântul Nicolae din Bruxelles. A fost o emoție și fiecare spectacol este o emoție pentru mine, întrucât aceste flori, așa cum le spun eu, florile Tarcăului, sunt într-adevăr niște flori umane care ne putem mândri și nu numai eu, și părinții și cei care îi sprijină, dar ducem niște lipsuri destul de însemnate, pentru că am pierdut anul acesta, n-am fost la niciun festival, deși am fost invitat la 7, nu avem fila bugetată pentru așa ceva. Există bani în țara asta pentru incultură, dar pentru cultură niciodată nu va fi. Oricum, felicitări, copii frumoși, spectacolul este deosebit și știu că nu se poate fără oameni ca dumneavoastră, pentru că, până la urmă, comunitatea depinde cumva de consiliul local, de primar, de oameni de afaceri din zonă. Eu nu mi-asum prea mult, doar că în drum sunt alături de ei. Am făcut peste 30.000 de kilometri cu ansamblu în toată Europa, i-am dus peste tot, au fost bucuroși, au fost răsplătiți și ei la fel. Când se termină spectacolul, vin prima dată la mine. V-a plăcut? Deci cu o emoție în suflet. Zic, când nu o să-mi placă, o să vă spun. Dar tăcerea pentru mine este un răspuns, pentru că nu pot să nu apreciez acești ghemotoși de copii care, din păcate, n-am avut astăzi prilejul să fie vizionat de întregul staff care a fost aici. Încă o dovadă că am venit în fața lor pentru respect, doar foarte puțini s-au aplecat asupra frumuseții copiilor și a tradițiilor pe care le ducem de la Tarcău în continuare. Voi, dumneavoastră, o să ne vedem la Iași, în direct pe postul Tele Moldova, poate la întâlnirea de 1 octombrie cu vârstnicii de la Centrul pentru Vârstnici din Copou. Găsim atâta lucru să ne deplasăm până la Iași, cum au dus Cuza, piatra de a făcut de la Tarcău, a dus-o la Iași cu carele. Sperăm nu mergem cu carele, noi o să mergem cu car, cu motor până acolo. Mulțumim de invitație și vom onora cu mare drag, indiferent unde ne chemați. Cu drag și prietenie. Și cu prietenie, da. În mâna unui prieten de 20 de ani, cel puțin, pentru că am realizat împreună televiziunea prin cablu la Tarcău. Apoi am preluat unii mai buni și au dus-o mai departe. Nu sunt mai buni, nu sunt mai răi, există, toată lumea este aceeași, numai interpretată altfel. Că
fetiță și nu-mi scrie mai. Măi, fetiță și nu-mi scrie, și nu-mi scrie și nu vii mai. Și nu-mi scrie și nu vii, ți-am fost dragostea din tăi mai. Fetiță, dacă-i lenică, rarița și-ngrădi și pe urmă-n paharel, să bem tot timpul purel. Venim